capo. Am fost și eu mai devreme când m-am așezat aici, că depășisem pe toată lumea. Da, da? Da. I-am sunat cineva care era în spate și mi-a zis că era pica. A zis că în bulevardul era ocupat. Aha. Ce mai zic? Mai plecat? Unde? Atunci. Am întors și eu pentru că e perioadă. Da. Da, da, da. Te-ai căutat la rețetă. Ai zis că ești acolo? Da. Am fost. A, nu? El merge la Cluj. Cum? El merge la Cluj. Știi că au venit? Vin să le pe aia doi bărbați cu adiță. La capoeira. Da, da. Da. De ele de jos. De aici. Da? Eu l-am mai tot văzut pe Bogdan. Da, de prin Cluj. Nu, am fost la competiția națională de permacultură și era ca acolo. Ce e asta, mă? Competiția națională de permacultură. Ce o fel de foarte restrâns al oamenilor care fac permacultură. Ce e permacultură? A, un fel de agricultură, dar pe niște principii foarte eco. E autosustenabile și cum să, de exemplu, să păstrezi mai mult abandon, să plantează solul, să cultivi culturile, să atragi anumite insecte bune, tot felul de chestii. Aici voi oricum selecțiu. Legăm în Italia. Dar poate ne vedem? Ok. Ok. Ia. Da.